la mai puțin de 2 minute de când a intrat pe teren. Al patrulea său gol în această ediție de campionat. Era să zic un gol care aduce liniște în Ghengea, dar ceea ce vedeți și dumneavoastră nu seamănă deloc a liniște. Timișoara îngenunchiată în prelungirile acestei partide. În reluare faza care dovedește încă o dată forța de pătrundere a lui Vali Badea, golgheterul lui FC Păpas, lui 7 goluri marcate ediția precedentă de campionat, înscrie la mai puțin de, aș zice, 90 de secunde de la intrarea sa pe teren. Șut excelent plasat lângă bară. Marius Popa nu avea cum să intervină și partida este rezolvată. Steaua, Poli Timișoara, 3-1. Ovidiu Petre reușește să scoată un balon din picioarele lui Pleșan. Dică, urcă Bănel Nicoliță, însă Dică este egoist. A vrut să-l dribleze pe Mehmedović. Intervenție, fault asupra lui Mehmedović.